Bună ziua, dragii mei, bine ați revenit la o nouă lectură Recocato. În acest material video voi lectura de pe blogul meu la Blog for All, articolul intitulat Percepția și transformarea ta, articol publicat la data de 14 iunie 2018. Am citit undeva afirmația asta, un citat acum, că la data publicării articolului, nu? Nu vedem lucrurile așa cum sunt ele, ci le vedem așa cum suntem noi. Ce zici, așa este? Citatul este citat rupt din context, iar contextul lipsește. Mulți oameni oferă citate din acestea scurte, care sunt cam vagi și confuzorii. Ideea în care a fost folosit era că tu alegi cum să-ți faci ziua prin starea ta, prin atitudinea ta. Deci, ziua ta va fi în conformitate cu starea ta psihoafectivă, deoarece starea ta influențează modul în care tu percepi subiectiv realitatea. Tu atragi în viața ta evenimente conforme cu starea ta de spirit, mai bine spus, cu starea ta sufletească. Tu poți influența cursul desfășurării evenimentelor prin modul în care atitudinea și comportamentul tău îi influențează pe cei cu care vii în contact, dar ești totodată influențat de starea ta afectivă, să relaționezi preferențial și foarte selectiv cu ceilalți oameni. Dacă te trezești de dimineață întors pe dos și nu ți revii din această stare copleșitoare, pe care o lași să te copleșească afectiv, atunci vei avea o zi întoarsă pe dos, cu eșecuri și insuccese, lipsită de vitalitate și de pozitivism, de frumos și bucurie. Într-o stare afectivă neplăcută, rezonezi preponderent cu aspectele neplăcute ale vieții, îți vin în minte amintiri neplăcute, scenarii de viitor neplăcute. Vei tinde să nu relaționezi cu alții, să te izolezi și dacă ești obligat să o faci, poți trezi în ei aspecte negative declanșate la ei ca reacție la starea ta, la comportamentul tău disfuncțional. Puțini oameni manifestă înțelegere și compasiune continuu, marea majoritate reacționează la modul dinte pentru dinte și ochi pentru ochi automat. Dacă tu ești acest mod dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, este de fapt corespunde și cu legea acțiunii și reacțiunii, da? Deci ceilalți reacționează cu o forță de aceeași intensitate, cea pe care ai reacționat tu asupra lor, da? Forță pe aceeași direcție, da, de sens contrar, da? Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Tu ai acționat asupra lor, ei reacționează conform legii acțiunii și reacțiunii, da? Pe aceeași direcție, sens contrar, deci asupra ta, da? Dacă tu ești morocănos, le strici buna dispoziție celor din jurul tău și ei te vor penaliza pentru asta, pentru influența ta negativă exercitată asupra lor, căci ei simt că tu le strici ziua influențând starea lor emoțională în mod negativ. Te vor evita, te vor respinge, sau se vor putea chiar supăra pe tine că ești așa cu ei și nu te poți controla. Oamenii interpretează evenimentele conform cu starea lor de moment, dar și cu atitudinea lor, care este o stare mai stabilă în timp, ce depinde mult de felul personalității lor, a caracterului lor, a temperamentului lor. Unii oameni au o atitudine mai stabilă, alții sunt mai labili emoțional, mai sensibili, putând fi mai ușor influențați de stările celor din jur, deoarece intră în rezonanță afectivă cu alții mai ușor.
Nu este deloc ușor să-ți schimbi starea la comandă, să o controlezi conștient, mereu eficient, căci există mereu o rezistență în orice schimbare forțată, o forță de reacție care se opune pe aceeași direcție, dar în sens contrar, conform principiului acțiunii și reacțiunii. Psihologii spun că stările emoționale sunt reacții normale și fiecare trăire își are rolul ei, privind echilibrul general și compensarea, transformarea. Problemele apar în stările disfuncționale care te împiedică să te adaptezi eficient. Chiar dacă nu putem trezi lumea, putem să transformăm calitatea viselor oamenilor. Deci, totul este o problemă de adaptare eficientă la lume și viață. De exemplu, este normal să simți supărare pe cineva care ți-a produs o neplăcere, este ceva funcțional, căci te mobilizează să faci ceva în acea situație neplăcută, să nu se mai repete, dar este disfuncțional să rămâi continuu supărat sau să te enervezi în mod excesiv, să faci crize de nervi rapid la orice supărare. Este normal ca supărarea să vină și să treacă, ca excitația să fie urmată de inhibiție și să-ți revii apoi la o stare de echilibru normală. Este normal să fii îngrijorat de ceva când ai anumite probleme, că te mobilizează să acționezi pentru rezolvarea problemelor tale, dar este disfuncțional să aluneci în depresie și să nu faci nimic, să nu poți reacționa adaptativ la situația respectivă, lăsând problemele tale nerezolvate. Deci putem spune că trăirile care ne ajută să ne adaptăm eficient unei situații și să ne rezolvăm problemele de viață sunt normale, firești și benefice, cât timp ele nu conduc la comportamente dezadaptative, la blocaje, la renunțarea totală de a mai face ceva, de a mai reacționa în mod adaptativ sau la reacții exagerate, că hipo sau hiperactivitate, insuficiență sau exces. Deci, da? Insuficiența și excesul sunt dăunătoare. Da? La fel este și cu reacțiile excesive, în care, de exemplu, enervarea excesivă te împinge să pedepsești pe alții pentru orice nimicuri, fără să-i poți înțelege și ierta, fiind blocat într-o stare de nervozitate prelungită. Acesta este un comportament hiperactiv, hiperreactiv, dezadaptativ, care nu duce la nimic bun, ci duce la suferință. Înțelegerea mecanismelor de reacție și a rolului lor funcțional te conduce la posibilitatea controlului conștient al lor, dar nu este cazul să te forțezi să ai reacții pozitive mereu, dacă nu o poți face în mod firesc și natural. Mulți oameni afirmă că trebuie să renunți la trăirile negative, să le reprimi, să le blochezi și să nu le permiți manifestarea, așa mai departe. Dar este ca și cum ai ordona copilului tău să nu mai plângă, că îi face rău, să-și blocheze plânsul, să se liniștească la comandă în mod forțat. Plânsul copilului este un mod de semnalizare că ceva este în neregulă cu el și tu ar trebui în mod normal să simți îngrijorare și să te întrebi care este problema lui, din ce cauză plânge și să-l ajuți să-și rezolve problema sa. Deci este incorrect să tratăm simptomul, plânsul, stare emoțională neplăcută cu un medicament calmant, să blocăm simptomul, corect fiind să depistăm și să înțelegem cauza ascunsă care a declanșat simptomul, să tratăm cauza rezolvând problema. Dacă ai o trăire neplăcută, deci nu o considera automat a fi negativă, ci că trebuie să scapi de ea rapid ca să-ți fie bine, deoarece ea îți semnalizează că ceva nu este bine, că ai o problemă care trebuie rezolvată. Trăirile neplăcute, durerea, au întotdeauna rol de semnalizare,
și trebuie să le considerăm ceva util și benefic în acest sens. Poți învăța prin exerciții și antrenament să-ți controlezi reacțiile comportamentale și modul în care interpretezi realitatea. Poți transforma modul în care privești lumea și viața, dar nu te forța prea mult nici cu asta. Ia-o lejer, relaxat, pas cu pas, căci întotdeauna când forțezi ceva, vei declanșa reacții de forțare exercitate asupra ta. Da? Pe aceeași direcție, dar sens contrar. Când tu te tensionezi, vei fi tensionat. Când tu te relaxezi, vei fi relaxat și asta se transmite ca un virus și celor din jurul tău. Vezi articolul meu cu neuronii oglindă. Înțelegi mai bine cum se transmite mecanismele astea de transmitere. Deci nu te forța să fii pozitiv, să devii pozitiv în toate reacțiile tale, înainte de a-ți clarifica ce înseamnă în mod corect a fi pozitiv. Nu-ți face griji că nu ai fi un om pozitiv, că nu reacționezi pozitiv la evenimentele din viața ta, că ești defect cumva, ci încearcă să-ți studiezi mai atent reacțiile tale și ale celor din jurul tău și întreabă-te mereu dacă ele sunt funcționale, dacă îi ajută să se adapteze mai bine lumii și vieții, sau sunt disfuncționale, adică îi împiedică să se adapteze situației de viață cât mai eficient. Învață din greșelile tale și ale altora, dar și din succesele lor, observând atent pe ce fel de reacții comportamentale se bazează succesul lor, cum reacționează ei față de tine, față de cei ce au eșecuri repetate constant. Nu te poți schimba, transforma foarte mult și foarte repede, dar poți învăța să-ți controlezi în mod eficient reacțiile comportamentale și să-ți păstrezi o stare de echilibru emoțional dacă înțelegi de ce este necesar un control, cum poți să-l efectuezi și ce anume exact vrei să obții de fapt. Adaptarea la lume și viață este un proces dinamic, nu unul static. Mereu trebuie să faci ceva ca să te adaptezi cât mai bine la situațiile noi. Dar la situațiile repetitive, asemănătoare, îți poți dezvolta în mod conștient tipare de reacții funcționale, eficiente, care să te conducă la a trăi o viață plăcută, bună, o viață trăită cu sens. Nimic nu se câștigă, nimic nu se pierde, totul se transformă, așa că eu consider foarte important de înțeles și acceptat acest adevăr și în privința modului de a gândi și a ne comporta și această înțelegere ne conduce la a opera conștient transformări asupra noastră, pas cu pas, fără renunțări forțate, blocante, fără impuneri forțate, fără a ne chinui inutil să reacționăm forțat, artificial, impus cu forța, pentru a avea doar trăiri plăcute. Transformarea vine natural, odată cu înțelegerea și acceptarea, și nu există posibilitate de înlocuire forțată a unui tipar de reacție cu altul, ci doar o transformare progresivă a unui tipar în altul, prin exercițiu și antrenament, prin reflexe condiționate dobândite conștient, prin exersarea repetată. Deci, dacă vrei să schimbi ceva la tine, privind modul tău de a gândi și a reacționa, este în primul rând necesar să înțelegi și să fii convins că este ceva disfuncțional și ineficient prezent acolo și trebuie să știi exact în ce fel vrei să transformi acel tipar, unde vrei să ajungi, la ce alt tipar și să conștientizezi cât de funcțional și eficient este acel nou tipar. Nu este ușor, dar tocmai de aia vei avea un merit real când vei duce la bun sfârșit acest demers și ți se va părea tot mai ușor ulterior când vei dobândi experiență
Și îți va intra în obișnuință a efectua transformări conștiente asupra ta. În plus, experiența ta va fi benefică și celor din jurul tău, cu siguranță, nu-i așa? Așa? Bineînțeles că fără îndrumare și mentorat specializat, de către un psihoterapeut, de exemplu, este mai greu la început, dar dacă înțelegi principiile de bază, poți începe de azi transformarea conștientă a ta și să ceri și îndrumare celor competenți să ți-o dea. Atenție la faptul că teoria fără practică nu te ajută să avansezi și caută mentori care au pus în practică teoria transformării personale, care au o experiență necesară în acest sens. Poți apela la mai mulți, la mai multe surse, să vezi mai multe viziuni și să alegi ce ți se pare mai potrivit ție ca metodă și tehnici practice. Și nu uita niciodată că rezultatele tale se bazează pe acțiunile tale, pe implicarea ta, pe voința ta, pe eforturile tale. Nu te aștepta ca altcineva să poată efectua transformările dorite de tine asupra ta, căci vei ajunge să fii manipulat în interes personal de cei ce îți promit așa ceva. Simțul tău critic trebuie să fie treaz mereu, căci a fi conștient înseamnă a fi treaz vigilent. Toți marii maestri spirituale au afirmat că este necesar să fii vigilent continuu, să nu permiți a fi influențat fără voia ta, fără acordul tău, să poți conștientiza ce fel de influențe se exercită asupra ta, și să alegi conștient ce vrei să accepti și ce vrei să respingi. Nu te baza prea mult, adică excesiv, nici pe intuiția ta, dacă nu înțelegi încă pe ce se bazează ea. Mulți oameni reacționează conform principiului plăcerii, acceptând automat ceea ce ei interpretează a fi plăcut și respingând ceea ce ei interpretează a fi neplăcut pentru ei, dar modul acesta de interpretare este subiectiv, se bazează pe anumite tipare de interpretare care pot fi mai mult sau mai puțin funcționale. Mulți oameni au tipare de interpretare bazate pe frică, pe teamă, frici ascunse, neconștientizate, care le trezesc frica, o senzație neplăcută, în mod disfuncțional, de neînțeles pentru ei. Dacă intuiția ta te face să respingi ceva din senzația de teamă, ar fi necesar să te întrebi imediat de unde provine această teamă, neliniștea ta interioară, tensiunea resimțită legată de acel ceva, respingerea. Nu de alta, ci de a conștientiza și de a putea controla în mod rațional viața ta, de a nu te lăsa controla de alții conform intereselor lor egoiste personale. Dacă ai înțeles aceste lucruri, atunci ai înțeles și că un om care are o stare neplăcută are o problemă nerezolvată de fapt, care creează neplăceri, și chiar dacă te atacă cu ceva, ai putea să te oferi să-l ajuți să-și conștientizeze și să-și rezolve problema sa, cel puțin pentru a nu te mai ataca sau influența neplăcut în continuare pe tine și pe alții prin starea sa. Binele tău depinde și de binele celor din jurul tău, și dacă celor din jurul tău le este bine, și ție îți va fi bine, și invers, dacă le este rău, și ție îți va fi rău, deci ar fi bine pentru tine să ajuți la rezolvarea problemelor celor din jurul tău. Vorba multă, vorba dulce, mult aduce, iar un sfat valorează mai mult întotdeauna decât un reproș. De aceea e bine să încerci să te abții să formulezi reproșuri în general și să le înlocuiești cu sfaturi, cu o vorbă dulce, cu un zâmbet înțelegător, sau să taci, căci oamenii au nevoie să se descarce de multe ori verbal, vorbind singuri, dar în prezența cuiva
care să-i asculte doar și să pară că îi înțelege. Bărbații vor soluții raționale și oferă rapid soluții, dar femeile vor să fie ascultate și înțelese, nu vor soluții de la bărbați, că cele judecă mai mult emoțional și au nevoie doar de restabilirea echilibrului lor emoțional când au probleme. De aceea, un bărbat care nu știe să asculte și să tacă, sau să pună doar întrebări, să se limiteze la asta, sărind rapid să ofere soluțiile sale raționale, nu va fi niciodată prea bine apreciat de femeile care au probleme și caută doar pe cineva pe care sau la care să se descarce nicio supapă de defulare. Dacă un bărbat știe să asculte o femeie, acea femeie va simți recunoștință față de el pentru simplu fapt că a avut răbdare și înțelegere față de necesitatea ei de a fi ascultată și înțeleasă, așa cum este ea, cum gândește ea, fără a încerca să o schimbe cu ceva prin soluțiile sale raționale, care vizează o schimbare a modului de gândire și de comportament. Dacă vrei să fii apreciat și respectat de o femeie, ca bărbat, începe să asculți ce are ea de spus, căci are mai multe cuvinte de consumat pe zi decât un bărbat, ea se va simți minunat cu tine cât timp îi permiți să vorbească și să consume ce are de consumat. Nu sări cu soluții, sfaturi, ci mai bine pune doar întrebări care pot direcționa gândirea sa în vederea găsirii unor răspunsuri și soluții chiar de către ea. Asta ar fi minunat. Excepțiile întăresc regula, desigur. Ca sunt și femei mai bărbătoase, ca să zicem așa, da? Mai raționale, care mai cer și sfaturi raționale, să spunem, da? Care nu vor doar numai să fie ascultate. Deci faptul că femeile simt nevoia de a vorbi mai mult decât bărbații reprezintă și un fel de demers psihanalitic prin care cel ce vorbește singur în prezența cuiva ajunge să realizeze conexiuni și legături logice, revelații, care îi vor oferi răspunsurile și soluțiile necesare privind problemele sale. Bărbații ruminează mental, femeile verbalizează și uite așa cumva se completează. Bun, aici se încheie articolul. Deci despre autocontrol emoțiilor din playlistul meu YouTube Programare, Deprogramare, Reprogramare Mentală. Sunt 197 de materiale video la ora actuală în acest playlist. Foarte interesant. O grămadă de materiale interesante în acest playlist. Aici va fi și o să și materialul video cu lecturarea articolului, da, pentru cine vrea să îl asculte. Unii, mulți preferă să asculte, da, în loc să citească articolele. De aceea le și fac și le și lecturez, deoarece am avut multe solicitări în acest sens. Ok, deci închei aici, vă mulțumesc pentru atenție. Da, am vizitatori la ora actuală din mai multe țări, în special Statele Unite. Da, înainte văzusem și Suedia și... Da, ce interesant că aproape cam ceva mai mult de o treime din cei care accesează acest site sunt din Statele Unite.
Okay. Mulțumesc tuturor, sper să vă fie de folos. Abonați-vă la blogul meu, să fiți la zi cu articolele noi. La fel vă puteți abona, cei care nu sunteți abonați, și la canalul meu YouTube, apăsați și clopoțelul, să fiți înștiințați când pun materiale video noi. Da? Ok. Dacă v-a plăcut, distribuiți și la prietenii voștri să se bucure și ei de aceste materiale, da? Și puteți contribui, puteți sprijini, da? Ceea ce vă place. Ok, iar mulțumesc încă o dată pentru atenție și vă doresc să aveți în continuare o zi minunată.